Culcat. Bravo. Mort. Așteaptă. Bravo. Sus. Da. Treci înapoi. Treci înapoi. Sus, sus, sus. Culcat. Treci înapoi. Treci înapoi. Bravo, bravo. Treci înapoi. Treci înapoi. Treci înapoi. Bravo. Latră. 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 Hai, vine aici. Ia. Șezi? Tu e frumos. Bravo. Bravo. Încă. Takeo în limba japoneză înseamnă puternic ca un bambus. Data în care noi ne-am întâlnit pentru prima oară este 12.1.2012. A fost un câine abandonat de oamenii care l-au avut de când era mic. N-au știut să-l trateze, n-au știut să se comporte cu el și a tulburat comportamentul și cred că pe alocuri a devenit periculos. Au intrat în niște conflicte pe care ei n-au mai putut să le gestioneze. Și atunci l-au abandonat efectiv. El a fost recuperat din pădurea Videle, acolo unde a fost abandonat. Dar practic ei l-au defectat și apoi l-au aruncat. Arăta deplorabil, da? Era foarte, foarte slab. L-am luat în ideea de a-l reabilita. L-am reabilitat, m-am atașat de el, l-am păstrat. Și de atunci până acum suntem împreună. Dar el are acum 8 ani jumătate, ceva de genul ăsta. Dar tot acest timp eu m-am ocupat de el, l-am învățat lucruri, dincolo de educația propriu-zisă și de stabilirea relației noastre. Ok, l-am băgat în ședință, i-am spus, băi, acum cine conduce? Hai să vedem ca șeful. Nu este un câine ușor de gestionat, dar este un câine pe care, dacă îl înțelegi, este extrem de devotat. Și uite că avem o relație bună de atunci, din 2012, din ianuarie, și își trăiește viața. Practic, cumva i-am dat șansa unei vieți normale. E dar fericit câinele tău? Eu zic că da. Mi-aduc aminte că era imediat după Paște, acum câțiva ani, nu mai știu în care ani, și eram cu el liber prin parc, în parcul Iore. La un moment dat, ce crezi că faci? Apare el, mai aveam o cățelușă cu mine, apare el după o tufă, cu gura plină de o bucățoaie de cozonac. Dar știi, a fost foarte drăguț că el era extrem de preocupat de bucata aia, dar n-a stat acolo să o mănânce, a zis, opa, se simțea cum usca pe căciula, a venit cu ea la mine grijuliu. Când l-am văzut, îți dai seama, l-am lăsat cu ea în gură până a venit aproape și i-am spus, lasă. A lăsat-o, dar era foarte, foarte anxios că dacă o pierde, practic era trofeul lui. Și pentru că l-am văzut așa, cumva mi s-a făcut și milă. Uite, mă, a câștigat și el ceva în viața lui și acum, practic, trebuie să rămână fără. Nu, pentru că a fost atât de cuminte, am zis, bine, mă, liber. S-a apucat și a mâncat toată bucata aia de cozonac. Deci a fost trofeul lui. Bravo, mă. Liber. Uite, am o recompensă. Da? O vezi că da. O vezi că o așteaptă, da? Ia uite, uite de la coada lui. Ia, dă-mi noroc. Cred că mai vreau o recompensă. Ia. Da, să știi că eu nu am așa ia, ceva. Vine aici. Stai culcat. Bravo. Această recompensă își face întotdeauna efectul. Știi? Spune-mi, dacă recompensa o ia de la tine, dacă eu i-aș oferi o recompensă, o ia? Uite, pot să încerci. Nu mă mușcă, nu? Sub nicio formă. Cred că mă refuză, ba nu. Bravo. Da. Uite-te un pic, acum a găsit o bucată de pâine. Vezi? Și îi spun așa, Takeo, lasă. Ia vine aici. Vine aici. Bravo. Și uite, iau eu bucata asta de pâine și practic, stai, transform, îl vezi? Ia. Transform acest moment cu bucata de pâine în ceva foarte drăguț. Ia și înapoi. Bravo, culcat. Latră. Zi. Așa, latră. Așteaptă, lasă. Și acum așteaptă momentul.
așa te privește fix în ochi de fiecare dată când vrea ceva? Da, uite, fii atentă, ia, atent. Hai, liber. Și acum poți să nu i-o lași. Ce dacă a găsit-o în iarbă? Dar practic este trofeul lui și mie îmi place să încurajez cooperarea dintre noi. Nu ți-e teamă că s-ar putea să mănânce ceva, nu știu, poate această felie de pâine este impregnată cu o substanță toxică? Știi sau... de ce nu... Nu mă gândesc așa cum îmi spui? Pentru că sunt un tip optimist. Și întotdeauna mă gândesc că e imposibil ca cineva să stea, să-și facă de lucru, să plimbe diverse sortimente alimentare pline de otravă pe stradă. Mai am un fox terrier și vreau să spun că, fiind în casă, ei se mai joacă. Dar și el și femela de cățel comunitar pe care o am, suntem, ți-am spus, o haită, sunt pe dispoziții. Cel mic întotdeauna vrea să se joace. I-am surprins într-o seară în care aceștia stăteau jos, și el și cea mare, maidaneza, stăteau jos cu minți, cu bodul pe labe, și piticul ăsta tot încerca să-i provoace la acțiune, da? Și se tot ducea și se ducea, se uita la el, hai nu miști un pic, ăsta nu mișca. Dar special, știi, îl vedea pe ăla că încearcă, stă cu bodul pe labe și nu mișca. Și piticul se ducea, hai că poate miști un pic. În lumea lor e o lege, bă, dacă stau jos liniștit, nu mă deranjez. Trebuie să-ți arăt că îmi doresc și atunci, ok, putem să ne jucăm. Dar piticul trebuia să-l facă să se miște, știi? Și a tot încercat, se ducea pe o parte, se ducea pe alta, se uita fix la el așa, haide, poate miști un pic. E, vreau să spun că eu cred că au stat vreo 2 minute așa, s-a tot învârtit în jurul lor și ăsta și cealaltă femeia maidanez l-au ignorat cu obstinație. Până la urmă, când a văzut că e ignorat și toată lumea stă liniștită, s-a dus, s-a tolănit el acolo și a rămas așa. Dar mă uitam special, că de aceea am și apucat să filmez, că el știe exact ce se întâmplă și știe exact intențiile respectivului, dar de-al naibii făcea fețele astea, se făcea că nu există celălalt, știi? Să știi că în ochii mei se vede marea, dar noi suntem la lac aici, da? Oamenii mă sună de când își au cățelul, interesându-se de cum trebuie abordat pentru prima venire acasă, pentru momentul în care va fi prima ieșire după ce și-a terminat setul de vaccinuri. Sunt foarte mulți părinți care au o dilemă. Ce câine să ia? Și sunt și aici diferențe, că sunt fetițe și băieți. Totul ține și de vârsta copilului. Pentru că dacă este copilul foarte mic și noi luăm un câine mare, care practic în câteva luni este mai mare decât copilul, gândește-te că pe fondul unei energii debordante poate să creeze în mintea copilului o impresie extrem de neplăcută legată de ideea de a avea un cățel în casă. Și atunci copilul va evita, copilul se va supăra de câte ori se apropie câinele de el și nu e niciun fan, practic. Și atunci trebuie să iei un câine conform vârstei și energiei pe care o au și copiii, dar totuși un câine care nu are potențial agresiv, adică poate să fie dezinvolt, poate să intre în contact direct cu copiii, să vină să-l mânghe, să-l ia de gât, să-l tragă de urechi și cățelul să nu devină agresiv. Trebuie să iei un câine de care să se bucure, nu cu foarte multă energie, da? Că dacă este o energie ieșită din comun, practic îl copleșește pe copil și apare același fenomen de evitare, da? Și nu un câine foarte mare. Este important să ții câinele care ți se potrivește, nu câinele pe care îl vezi la televizor și care te încântă pentru că joacă foarte bine. Oamenii au de unde să aleagă, trebuie să se consulte cu un specialist care, făcând un assessment așa în familia respectivă, poate spune, uite, ți s-ar potrivi acest câine sau acest câine sau acest câine, văzând cam care este și dinamica vieții acelei familii, văzând cum sunt și copiii. Frumusețea în dresajul câinelui, atunci când stabilești că tu conduci și el este followerul, este că îl înveți că poziția de follower are beneficiile sale. Ok? Și atunci, având aceste beneficii,
câinele spune, perfect, fii tu șeful, mie îmi place aici, în poziția aceasta, ok? E bine să nu lăsăm câinii să stea în pat, să nu-i obișnim în pat, pentru că după aceea apar, de-a lungul zilelor petrecute împreună, apar pretenții din partea câinelui vis-a-vis de acel spațiu. Așa că mai bine nu-l obișnuim din prima, îl obișnuim să doarmă lângă pat, pe covorașul lui, în pătuțul lui și să știi că viața va fi frumoasă după aceea. Ei când sunt mici sunt dominați de instinctul de hrană și atunci îl exploatăm la maxim. Pentru mâncarea aceea vom deveni cei mai buni prieteni ai lui. Să putem să-l dresăm, să-i cerem să facă lucruri pentru a câștiga recompensa. Uite, eu de exemplu am ascuns câteva bucățele de recompensă acolo, vezi? În iarbă. Și el acum suferă în tăcere că nu poate să ajungă la ele și încearcă să mă înduplece, apropo de prietenia noastră, stai cu... Se roagă de tine acum, nu? Da, încearcă să mă înduplece, ai bă, prietene, apropo de prietenia asta noastră, lasă-mă și pe mine și uite, eu o să-i spun liber, hai, liber. Câinele este ca un copil pe care nu-l putem lăsa să ia decizii singur, până la un moment anume, da, când se maturizează. Câinele este un animăluț care... Stai. Câinele este un animăluț care, practic, are nivelul de înțelegere a unui copil de 2 ani. Noi, în familie, dacă vrem să avem succes luând un câine copilului nostru, trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, copilul își dorește acest cățel. Dacă nu și-l dorește, și doar așa o chestie de joacă, ca a văzut într-un film, crede-mă, după aceea doar părinții o să aibă grijă de el. Filmul are o influență în alegerea câinelui? Da. E bun sau da. E rău lucrul acesta? Acum ceva timp eu am avut husky siberian. Dar ce crezi? La vremea aceea husky siberian era foarte popular, așa cum sunt akita japoneză acum în zilele noastre, pentru că au fost câteva filme cu husky siberian care au avut impact și oamenii au început să-și ia husky. Da. Mai ții minte pe vremuri că era filmul de desene animate 101 dalmațieni toată lumea își lua dalmațieni pentru că i-au văzut pe aceea. Și... Dar nu știu dacă a făcut bine. Să știi nu. Că la vremea aceea eram copil, dar și eu îmi doream un dalmațian. Și oare ar fi făcut bine părinții noștri să cumpere da. Un dalmațian da. Pentru un apartament? Un dalmațian este de multe ori mult mai potrivit decât alte rase. De ce? Pentru că sunt buni, sunt prietenoși, sunt veseli, sunt, cum să spun, sunt plini de dorința aia de a fi împreună cu omul și de a face lucruri împreună. Spune-mi, Cătălin, cât e de important să existe în preajma unui om care are chiar nevoie de ajutor un câine? Și mă refer la oameni cu nevoi speciale sau la copii care sunt de asemenea speciali. De-a lungul... experienței mele în domeniul acesta am lucrat cu câini inclusiv pentru oameni care își trăiesc viața într-un scaun rulant și am înțeles din această experiență pe care am avut-o că într-adevăr câinele poate fi de folos, poate aduce un plus și în plan emoțional, poate aduce un plus și în plan practic. Acum lucrez cu un domn care este de foarte mulți ani în scaun rulant și care, având un cățeluș labrador, cățelușa neieșind din curte până la vârsta de un an, și-a dorit foarte mult să iasă cu ea în lume, să iasă la plimbare, să-i fie companion. Ce ai la brâu? Ce este asta? Aici? Da. Am o telecomandă. Această telecomandă este conexiunea mea la nivel tactil cu Takeo. Pe de-a lungul zgârzii lui există un receiver. Mă ajută foarte mult acest device pentru că în condiții de libertate, în momentul în care el se duce la distanțe foarte mari, mie îmi place câinele să aibă libertate de mișcare și atunci acoperă spații foarte mari, vreau să mă asigur că îl pot influența, îl pot chema de la orice distanță.